Până pe data de 1 august avem următoarele donații care au ajuns în contul organizației Misiunea Generație de Mâine. A trecut mai bine de o lună de când am lansat campania Visăm pentru visul lor, iar pentru că una dintre valorile organizației Misiunea Generația de Mâine este transparența, astăzi vom prezenta statisticile proiectului. Această campanie se împarte în mai multe etape de strângere de fonduri. Prima etapă are loc în perioada 25 iunie-31 august, iar obiectivele acestei etape sunt următoarele. Să facem cunoscut proiectul în mediul online și offline urmăritorilor Asociației Misiunea Generația de Mâine, să explicăm urmăritorilor ce reprezintă centrul de ajutorare și necesitatea și urgența proiectului, iar pentru că strângerea de fonduri a fost împărțită în mai multe nivele, obiectivul 3 este să finalizăm nivelul 1 și să avem un progres cât mai bun pentru nivelul 2 din campania Visăm pentru visul lor în prima etapă de strângere de fonduri. Până pe data de 1 august avem următoarele donații care au ajuns în contul organizației Misiunea Generația de Mâine, și anume donații financiare în valoare de 66.102 euro și donații materiale în valoare de 6.000 de euro. În total, 72.105 euro. Vrem să mulțumim tuturor celor care v-ați implicat, tuturor celor care ați pus inimă pentru acest proiect, pentru că s-a adunat o sumă foarte mare, iar nivelul 1 este aproape de finalizare. Ca și obiectiv, pentru nivelul 1 ne-am propus să adunăm suma de 90.000 de euro, iar cu acești bani vrem ca în mod deosebit să facem fundația și radierul centrului de ajutorare. În momentul în care vom atinge acest target, în momentul în care vom atinge obiectivul de 90.000 de euro, am făcut și o promisiune că vom duce 50 de copii din medii defavorizate într-un centru comercial să-și cumpere haine dintr-un magazin, haine noi, să aibă această bucurie de a-și achiziționa o haină nouă dintr-un magazin și după care să servească masa la un restaurant pentru copii. Din acest nivel am atins 80%, și anume 72.105 euro, urmând să ne luptăm pentru celălalt procent de 20%, care reprezintă 17.895 de euro. Care sunt pașii următori? Pasul numărul 1 este să atragem fonduri pentru a finaliza nivelul 1 de donații. La pasul numărul 2 ne vom bucura de finalizarea nivelul 1, vom mulțumi atât donatorilor cât și lui Dumnezeu care ne-a dat biruință. Mai departe vom debloca nivelul 2, acolo ne veți afla care este promisiunea pe care o vom face dacă vom atinge obiectivul nivelului 2 și care este suma pentru nivelul 2. Pasul numărul 4, vom îndeplini promisiunea făcută pentru deblocarea nivelului 1 și pasul numărul 5, foarte important, vom continua să visăm pentru visul lor, pentru că acest centru pe care noi ne dorim să-l construim este pentru a-i ajuta pe cei săraci. Vom prezenta 5 modalități prin care te poți implica în sprijinirea centrului de ajutorare. 1. Sprijin spiritual. Avem nevoie de rugăciune pentru că este un proiect foarte mare și noi credem că doar cu Dumnezeu vom reuși să atingem acest obiectiv. 2. Sprijin financiar. Poți accesa site-ul www.ajut.misiunemgem, iar acolo veți găsi modalități prin care poți sprijini financiar acest proiect. Sprijin material, puteți dona materiale de construcții pentru acest proiect. Pasul numărul 4, implicare fizică, dacă ești meseriaș și te pricepi în construcții, ne ajută foarte mult la începerea șantierului să ne dai o mână de ajutor. Și nu în ultimul rând, pasul numărul 5, promovarea proiectului în online, unde fiecare share contează, dar și în offline, în momentul în care împărtășești cu cei din jurul tău acest proiect, este o binecuvântare pentru organizația Misiunea Generația de Mâine. Până în prezent am adunat suma de peste 72.000 de euro, o sumă care ne încurajează și ne dovedește încă o dată că este un proiect cu care Dumnezeu este de acord. Vrem să vă mulțumim din nou și totodată să vă motivăm să rămâneți alături de noi până la capăt, pentru că mai avem multă treabă pentru a finaliza acest obiectiv.